Salut, sunt Marius Mihalca și bine ai venit pe canalul meu, iar astăzi vom vorbi despre anxietate. Dacă ai răbdare să urmărești acest clip până la capăt și dacă îți place conținutul meu și ești interesat și de clipurile următoare, nu uita să-mi dai like, subscribe și să apeși și pe notificări. Anxietatea este o tulburare emoțională care generează o teamă legată de evenimente curente sau viitoare. Ea cel mai adesea are și o componentă fizică, în sensul că simțim în interiorul nostru o stare de disconfort total care nu face decât să exagereze întregul spectru de relații, de senzații pe care îl simțim. Acum, e important să facem diferența între anxietate și frică. Frica are rolul de a ne proteja de o amenințare reală. Ești într-o pădure, vine, te aleargă un lup, frica te face să alergi mai repede și să uiți că ești obosit pentru că are scopul de a te scăpa de această primejde cu care te confrunți. Anxietatea este mai degrabă legată de un eveniment viitor, probabil, nu neapărat și posibil, și despre care nu știi foarte mult. Cu alte cuvinte, în termen popular, anxietatea s-ar mai numi a face din țânțar armăsar. În termen simpli, anxietatea este legată de ceva care ar urma să ți se întâmple, de un viitor necunoscut. Doar că nu știi ce o să ți se întâmple, nu știi când o să ți se întâmple, nu știi de ce o să ți se întâmple, știi doar că ești extrem de speriat, respectiv speriat. Toți suferim de anxietate în anumite momente, iar unele dintre manifestările de tip anxietate sunt justificate. Spre exemplu, atunci când urmează să plecăm într-o călătorie importantă, avem parte de o stare anxioasă, pentru că nu vrem să pierdem avionul, trebuie să fim atenți la drum, să nu ne uităm bagajul și așa mai departe. Deci sunt foarte multe situații în care anxietatea este parte a vieții cotidiene și nu trebuie tratată ca o boală. Atunci când ea se transformă într-un stil de viață, abia atunci trebuie luate măsurile necesare pentru a începe procesul de vindecare. Hai să încercăm să identificăm unele dintre caracteristicile care fac evidentă prezența anxietății. Grija excesivă. Da, există multe persoane care sunt grijulii cu cei din jur sau cu modul în care își organizează lucrurile. E una să fii grijuliu sau e una să fii organizat și alta este să dezvolți o obsesie și să ajungi să resimți în stilul de viață această grijă excesivă. Atunci când ai dovadă de grijă excesivă, s-ar putea să ai parte de fapt de un episod de anxietate. Problemele de somn reprezintă o altă caracteristică a anxietății. Este ok să nu dormi o noapte, două, să te macine o problemă de la muncă sau o problemă de relație, dar nu este în regulă să nu dormi 6, 8, 10 luni. Când problemele cu somnul se întind pe durate lungi, este foarte probabil să fie legate de o tulburare de tip anxietate. Anxietatea vine de multe ori la pachet cu atacul de panică. De fapt, dacă ar fi să mă exprim corect, ar fi exact invers. Atacul de panică vine la pachet cu anxietatea. Unele persoane manifestă un atac de panică și de teama de a nu-l repeta devin anxioase între episoade. De aceea veți auzi foarte des mergând la pachet anxietatea cu atacurile de panică. Alte manifestări care ar putea indica o posibilă stare de anxietate sunt durerile musculare, problemele digestive, OCD-ul, Obsessive Compulsive Disorder, lipsa stimei de sine. E bine de știut că în ceea ce privește anxietatea există metode de vindecare. Se poate acționa în plan psihologic prin intermediul unui psiholog sau psihoterapeut și se poate acționa și la nivel medicamentos. După secole în care am fost preocupați să avem ce mânca și să fim în viață și a doua zi, acum a venit momentul în care suntem preocupați de corpul nostru. Foarte mulți din cei de astăzi sunt interesați de ceea ce mănâncă, de o dietă în raport cu dorințele lor, dar foarte puțini sunt interesați de ce se întâmplă în interiorul lor, în psihicul lor. Și din acest motiv consider că este foarte important să nu neglijăm acest aspect și să tratăm spiritul, psihicul, ca o componentă esențială în dezvoltarea noastră umană. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să dai subscribe, să apeși pe notificări și cel mai mult m-ar bucura un comentariu de la tine cu opinia pe care o ai vis-a-vis de acest subiect. Mulțumesc!